uitat și Kygo, dar și Miguel deopotrivă, Remind Me To Forget, dar cred că e un titlu de piesă perfect. Ai intrat în studio, bună Cătălin. Da, salut, da, sunt aici. Am intrat în studio așa serios și m-am gândit, zic... Meșteream ceva, nu, da. Meștereai ceva, îți meștereai în gânduri. În palatul minții tale așezai gândurile pentru această dezbatere. Da, ce frumos ai zis. Aia era mai plasă, chiar meșteream ceva, voiam să scriu un e-mail. Ești că am vorbit cu, apropo de meșterit, deci vreau să zic că am făcut acum, săptămâna trecută, am publicat o ediție a podcastului Vorbitorinci și am vorbit cu Melania Medeleanu. Păi ești că Mel a lucrat și la noi anul trecut, a avut sezonul ăla. Este bine, absolut senzațională, Melania. Și a zis următorul lucru, deci Mel are o pasiune, deci ireală, incredibilă, și am zis, mă, cum e? Știi ce pasiune are? Nu. Tâmplăria, frate. Deci Mel își face singură dulapuri, mese, chestii de gen pantofa. Melania Medeleanu? Da, da, exact, că aia am zis și noi. E o făptură așa ginga, așa, știi? Exact, nu da, da, asociezi. Și a zis că are și mașină filetantă. Din nu aia. Cred. Dacă spun, uite-te la podcast că povestește. Și a făcut singură pantofar. Băi, pantofar e și greu de făcut, pentru că... Da, trebuie să așezi. Da, e că ai, odată că sunt să deschizi sertarele alea, dar trebuie să le pui cumva în unghi. Nu știu cum. Deci nu mi-a venit, cred, exact fața ta am făcut-o și eu, știi? Wow. Când zicea Melania că... Da, știți că pe mine mă liniștește să fac tâmplărie. În fine, am venit. Hai să ne liniștești. Stați să vezi ce cuie acum să bat în următoarele momente să vă treacă surpriză. Hai să zic, da, se umblă la taxe... Se umblă la taxe și în ce sens se umblă la taxe trebuie să vă povestesc. Hai să ne spui cine umblă la taxe. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, PSD se pregătește de momentul în care va prelua guvernarea, nu foarte departe, este vorba de luna mai, când se va face rotația guvernamentală și Marcel Ciolacu va fi premier, și PSD tot pune pe masă, în încercarea de a aplica, cred, deși asta trebuie negociat cu PNL-ul, o modificare importantă de taxe, îmi cer scuze, pentru companiile mari, care sunt de fapt e o taxă de solidaritate, în primul rând. Acel 1%? Acel 1% pe cifra de afaceri pentru companii care depășesc 100 de milioane de euro cifră de afaceri. Ce exemple să vă dau? De exemplu, OMV Petron, văd că a venit și răspunsul comisiei. Ce au spus? Că s-ar putea să scape OMV Petron, după cum știi că discutam. Avocatul acela care transformă semnul întrebării într-un punct. Da, ar putea să scape, da, răspunsul comisiei europene. Deci, pentru companii, cum ar fi Petrom, să vă dau un exemplu, cine mai are? Tot ce înseamnă energie, gaze, peste 100 de milioane de euro, cred că telecomunicații, iarăși, peste 100 de milioane de euro, fabricanții de mașini, peste 100 de milioane de euro, deci cam pe aici și retail-ul, evident că și în retail sunt asta. Mai e o variantă pe care iarăși PSD-ul studiază, dar ce să vă zic, 1% ăsta ce reprezintă? Din cifra de afaceri e o sumă foarte mare. În unele cazuri, la Dacia, este jumătate din profit, știi? Adică statul ar încasa mult mai mult decât acel 16% pe profit. Pe baza ideii că aceste companii ascund profitul, în ce sens îl ascund? Că îl externalizează pe baza unor contracte, ceea ce în unele cazuri s-ar putea să fie perfect adevărat. În altele, nu. Și atunci, cu un 1%, lovești mai tare decât un 16%. Mai există o variantă în care se zice că ai dreptul să plătești impozit pe profit 16%, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri. Adică cum ai dau, tot trebuie să ajungi la acel 1%. Și ce face PSD foarte interesant din punctul ăsta de vedere este că, în schimbul acestei chestiuni, ei promit că reduc taxarea pe muncă, așa, în viitor, cu 15 puncte procentuale. Știți că și aici e aproape imbatabil, nu? Că lumea se bucură că va avea ceva bani în buzunar, dar că vor fi taxate marile companii în felul ăsta. Ei spun că vor scădea taxele. Informațiile sunt prezentate de G4 Media, care a pus mâna pe un proiect al PSD-ului, chiar pe două. Spun că vor scădea taxele pe muncă cu 15 puncte procentuale.
Asta e o sumă mare, pentru că în loc de 47,5 o să ajungă la 32, nu? Da, e, adică e important, îți lasă un 15% din suma respectivă în, în salariu, s-ar putea să fie un câștig pentru fiecare dintre noi și sigur lumea va fi mulțumită și va zice, firesc, eu plătesc mai puțin, aia plătesc mai mult. Pe de altă parte însă, toate aceste companii adună milioane de locuri de muncă, sute de mii de locuri de muncă. Celor de la Dacia, dacă faci un calcul, lor li se înjumătățește profitul, adică are un profit de 450 de milioane, 480 de milioane de euro. Dacă plătesc la, 1%, li se iau vreo 200 și ceva de milioane de euro din profit, ceea ce e mult. E o sumă enormă și atunci Dacia își va face calcul și zice, băi, eu stau aici pentru 200 de milioane de euro. Nu, mai bine merg în altă parte. De exemplu, în Maroc sau în China, da. Nu? Că deja Dacia face mașini în Maroc și și în China. Și asta e o problemă pentru noi toți. Astfel de calcule își vor face aceste companii și vor vedea cât e de bine sau nu să lucreze în România. În toate trebuie să existe un echilibru. Pe de altă parte, și taxarea pe muncă este absolut fabuloasă. Da? E foarte mare. Cine plătește salarii în țara asta știe foarte bine că e o durere în momentul în care începi să plătești taxele și o grămadă de oameni își doresc lucrul ăsta. Bun, acum mai e o chestiune. Pentru ce dăm banii ăștia? Nu uitați că de la 1 ianuarie PNL și PSD au schimbat niște metode de taxare care deja i-au frit pe aia mici. Da, taxarea la dividende, schimbarea cu 1%, 16%, 16% la micro-întreprinderi, e, deja cei mici sunt prinși degeaba, zice PSD-ul. Și acum pentru ce dăm banii ăștia? S-a întrebat foarte serios. Multă lume dăm ca să întreținem o grămadă de pensii speciale, nu? Da? Un aparat bugetar extins și înțeleg prost. Că e o problemă foarte mare cu aceste pensii speciale. Da, costă foarte mult. Și de curând vor pune presiune ucigașă în perioada următoare. Da, eu nici nu mă gândesc la pensie. Nu te gândi. Nu te gândi, că nu ai de stâns și ești foarte tânără de aia. Mersi, sigur. Mersi. Și vor ajunge la 1,5%. Ori, bun, ok. Acum, care e ideea? Că frigi? Că ăsta e termenul. Toată lumea care muncește în țara asta, că e prinși pe aia mari și pe aia mici, le-ai luat niște bani mai mulți, mai trăiești și din împrumuturi, băi, dar nicio secundă nu se pune problema că tu poți să o echilibrești și din partea aialaltă. Că și eu, și ăla 1% pare puțin, dar oamenii ăștia își vor recupera profiturile, nu? Aici de unde le vor recupera? Punând câte ceva în prețuri. Când toate există un echilibru. Dar eu n-am auzit de la, nici de la PNL, nici de la PSD, că zice, bă, dar în schimbul acestor măriri, să știți că vă dăm o parte din forța de muncă. Adică eliberăm noi vreo 200 de mii de locuri de la stat, că vă plângeți la privat că nu găsiți angajați. O, te reducem noi statul ăsta și să vină oamenii să muncească la privat. Dar nu a existat niciodată schimbul ăsta echitabil stat versus companii. Dar pare așa că suntem o adunătură de fraieri, că dacă nu lucrezi în momentul ăsta la stat, ești fraier. Dacă vrei să faci o afacere mare, mică în România, ești fraier, da? A să uită la tine, bă, da, i-am ciupit pe fraier. Dar pe unul n-am auzit. De unde tot, Doamne, iartă-mă să vă dăm? Să vă dăm ca să ținem ce? Ținem, da, unii oameni sunt importanți și e ok de zis, sunt servicii importante, dar în foarte multe situații știți bine că, cum se spune pe românește, să freacă și menta. Deci, stați un pic. Că ăsta e dezechilibru major. Mă rog, o să vedem. Mai e până în luna mai când s-ar putea. De fapt, astea, dacă se aplică, se aplică ele din ianuarie 2024. Da. Sigur. Deci, un pic nemulțumit acum că... Da, sunt niște neni și tanti care și-au luat domeniul frecmenta.ro, .org, .au, .it, .nl, da. Totul trebuie în societate să meargă într-o formă de echilibru. Da, prieteni, mai luați-ne niște bani. Mai, ok, dar hai să vedem și ce oferiți de banii ăștia. Că, na, am înțeles, schimbul e simplu. Dai vă lăsăm la salariu. Ce să... Mai vedem și cum e lăsatul la salariu. Hai că trebuie să facem o România în direct despre asta, că s-au copt lucrurile, poate mâine, știi? Poate mâine, da. Dacă nu, îți mulțumim, Cătălin, dacă nu ați reușit să ascultați Rațiunea Zilei de la început, în scurt timp va fi disponibilă pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul de Facebook Radio Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.